Trebuie să te dai. Stai ca și aici, asta mă. Mai zăpăci cu masajul tău. Taci! Tu să taci. Poate iar mă învinețești. Ai văzut cum sunt pe picioare de la masajul tău? Nu. Celulita te-a învinețit. Mersi. Doar n-ai crezut că eu te-am învinețit. Ce? Păi tu mi-ai făcut masaj, nu mi-a făcut nimeni. Eu cred că trebuie să mergi la doctor. Eu cred că trebuie o pauză. De la ce? De la toate astea. Trebuie să stau, să mă izolez, stau în cameră, nu mai răspund la nimeni, mă închid. Ce bine-i. Da, cred. Bă, știi că m-a întrebat Alex despre experiența mea cu femeile. Așa, și? Păi i-am povestit. Și la început a fost încântat, dar după aia, când l-am întrebat dacă ar fi de acord într-o relație cu așa ceva, a zis că nu, că e gelos. Poate e gelos și acum, când îți fac masaj, nu vrei să-ți facă el? Nu. Ca idee, de ce? Așa, el mi-a făcut. Păi, dar tu o ții numai masaj aici? Băi, în afară de faptul că mi-e foarte, foarte dor de fată, mi-e dor și să merg la masaj. Cred că. Vorbesc serios. Să dorm acolo o oră, două. Păi înseamnă că ți-e dor de somn, nu de masaj. Păi nu, că acolo mă relaxez. Am nevoie de un ceai. Și de un doctor. Și miere. Iau antibiotice deja, ce vrei să mai fac? De o lună ești răcită, ce ai? De două jumate. De două luni jumate? Da, am obosit. Mamă, dar chiar că... ești mov. Acum, te quiero para siempre? Da. De ce ți-ai scris asta în limba asta? Că scrie și Maria pe... Da, zi-mi acum. Ce? Cu asta. Cu cine? Poate e gelos ăsta, îmbracă-te. Nu mai îmbracă. Intră cum peste noi și te vede așa. A? Intră și te vede așa. Da. E, vede și el ceva frumos, ce păi. Crezi că ies afară? Adică? Mă vede dezbrăcată și nu, frunte, după sau aia, ce? Sare toată lumea pe mine după aia, lasă-mă în pace că m-am suturat. Păi de ce să sară pe tine? Ca și cu Ionatan. Și atunci n-au sărit toți pe mine. Dar acum sare și pe mine, lumea, nu doar pe tine. Că-mi place de Ionatan. Mă auzi. Dar tu ce ai de gând cu Alex? Nu știu încă. Cum nu știu încă? Păi nu vreau să mă grăbesc. M-am grăbit cu Ionatan și am dat-o în bară și... Aia ți-am zis și eu. Toată lumea, tot eu sunt de vină și... Te frigur. Nu mai vreau. De ce să fiu eu aia neagră într-o relație?